ultima, important, ca să înțelegi, din asta, din toate documentele pe care le-ați consultat, sunt urme care demonstrează că spânul a avut de câștigat financiar din toate aceste tranzacții. Adică întrebarea pe care ne-o punem noi, importantă, este spânul a fost dus de nas și n-a înțeles ce fac acești, cum mi-a spus dumneavoastră, scroci? Sau el a fost implicat? Nu e scroci, eu poate nu te trebuie. Ani schemșici. Ies mașenici. Dacă Durșorca nu a organizat furtul miliardului cu Serioja Aralov. Ei sunt oameni de afaceri, e așa spun. Ei sunt oameni de afaceri. Sunt mașenici economici, ne-a pizat le când vorbim. Ai construit schema în așa mod. Ia în Platon cum au construit Landromatul. Căruși până amunul pot. Haideți să răspund la întrebare că suntem în depășire. Deci, aveți probe? Că, adică ați găsit ceva? Dumneavoastră aveți ceva ca să vă indice asupra asta? Dar de ce numai spânul vă interesează? Pentru că noi vorbim în primul rând despre un om care a revenit în funcția de ministru. Dumneavoastră încercați scoateți la mine o propoziție din context. Nu din context. Eu vreau să scot un răspuns la o întrebare importantă. Bun. Dumneavoastră, simați telespectatori, eu o să ies cu toate informațiile separat. Le pun pe tablă, vă explic cu date din 2000. Doamna Rață, de atât că dumneavoastră vă întrebați, haideți vă întreb și eu. Dar e drept că Boris Nicolaevici Yeltsin, când s-a întâlnit cu Clinton, i-a dus The Sky is Blue. Nu știu, eu n-am consultat documente. Public era. Doamna Rață. Dar documentele astea, o să le duceți la procuratură? Da, eu am început, apropo, iată asta întrebare. Deci, începând cu primele declarații pe teme gale, stimați cetățeni, am găsit și doi avocați, gospodari, și un procuror care ajută ca să fie materialul calitativ, să nu fie foaie verde lobodă. Deci toate materialele cu cele care încă nici n-am reușit drept să le citesc, că sunt foarte multe documente. Ele toate vor fi depuse, clar lucrul. Da. Eu nu cred că ați fi o reacție, că deja... Nu știu de ce nu mi-ați răspuns la întrebarea pe care v-am adresat-o. Sper că o să răspundeți în conferința... Cum ați întrebat, așa v-am răspuns. În conferința de mâine este o întrebare foarte importantă, ca să ne dăm seama despre modul în care a fost... Doamnă Rață, dacă dumneavoastră dați întrebări, oare vreți să-l scoateți pe cineva de sub tancă, înțelegeți? Nu, eu vreau să pun întrebări ca să am răspunsuri. Nu încerc pe nimeni de nicăieri să-l scot. Dar astea sunt importante. Bun, cum spune întrebarea... Doamnă Rață, eu nu mă născut ieri. Eu pot să vă predau și cursuri la investigare.